Sprijin financiar important pentru un lăcaș de cult din comunitatea lipovenească din orașul Târgu Frumos. În ultima ședință a legislativului local a fost aprobată suma de 200.000 de lei pentru biserica ce poartă hramul Înălțarea Domnului din parohia de rit vechi. Banii sunt din bugetul național și au fost acordați prin amendamentul deputatului Vasile Toma. Sprijinul financiar este necesar pentru continuarea lucrărilor de construcție, ce au început de câțiva ani de zile și încă nu au fost finalizate. Se aprobă un sprijin financiar în sumă de 200.000 de lei pentru biserica cu hramul Înălțării Domnului din parohia de rit vechi lipovenească, Târgu Frumos. În vederea acoperirii unei părți din valoarea cheltuielilor efectuate pentru construcția lăcașului de cult. Alocarea sumei prevăzută la articolul 1 se face din bugetul local al orașului Târgu Frumos, secțiunea funcționare, susținere cute. Susținerea cutelor în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul Local al orașului Târgu Frumos. Unul dintre cele mai importante momente din cadrul lucrărilor de construcție a fost anul trecut, când a avut loc slujba de sfințire a crucilor ce au fost puse pe biserică. Evenimentul deosebit a avut loc de Înălțarea Domnului, sărbătoare când este și hramul lăcașului de cult. Comunitatea de lipoveni din Târgu Frumos numără circa 1.000 de persoane.